Suntem la festivalul de vinuri care se desfășoară în prezent la Casa de Cultură a Sindicatelor din Botoșani. În jurul prânzului, ziua de sâmbătă, s-a animat foarte, foarte mult. Începem cu Crama Bucium, unde am degustat o extraordinară busuiacă de bohotin, un vin demisec, dar cu aromă nemaipomenită. Și continuăm cu Crama Rătești, foarte, foarte căutată și unde un domn sommelier își prezintă acum produsele. Și iată, nu numai mâncare, ci și băutură se servește, cozonaci de la Boromir, Five Continents, care are un cașcaval nemaipomenit, l-am gustat și l-am văzut și poate îl găsim și aici. Aici am mai fost la raionul Eva cu pește. Scoatem gustul la lumină împreună cu Crama Vincon, România, foarte, foarte cu rozeul ei. Foarte bun. Iată, avem firma Zarea cu produse nemaipomenite, Crama Oltenia, Crama Oprișor, Crama Hamangia, cu care am vorbit, Crama Cricova, care este vârful de lance cu vinuri nemaipomenite. Vă rugăm frumos, spuneți-ne ceva, că nu v-am găsit atunci despre vinurile pe care le oferiți dumneavoastră de la Crama Cricova. Poate, dacă știți, 120 de metri de sferă, un oraș întreg cu străzi denumiri specifice vinului. Vă invităm acolo să vedeți mult mai multe detalii și să fiți foarte încântați. Și este aici, foarte... Da, ce o... Avem gama de spumante pentru care noi suntem recunoscuți mondial. Avem cele mai multe medalii, inclusiv anul ăsta în Brutul Rosé, care a luat 2 medalii. Este Brut, da? Brut, îi spune clar despre ce este vorba. Da. La medalia de aur la Brutul Rozeului Mondial din America și la încă un concurs din Italia. Gamele de roșu, Virginu, Pastorarul, Codru, care sunt reprezentative pentru Republica Moldova. Am văzut că este degustare, multă lume a venit la degustare aici la dumneavoastră. Care a fost, să spunem, vinul preferat de botoșeneni, de spumantele, da? Da. Ele au fost preferate, da? Toată lumea știe despre istoricul nostru în materie de spumante și atunci toată lumea vrea să le cerce, să le deguste și să... Vă mulțumim frumos și vă dorim mult succes! Vă așteptăm! Cu mare drag! Iată, se schimbă adrese, se iau și iată aici zona Zaz cu busuiacă, tămioasă, fetească neagră, frâncușă. Ne spuneți câteva cuvinte despre... Bună ziua! Numele meu este Adrian și sunt reprezentantul Cramelor Cotnar. Avem vinuri, doar vinuri pure românești, soiul românești, tămioasă, grasă, fetească albă, frâncușă. Sunt vinuri create special și pentru cei tineri, și pentru cei de vârsta a doua, și chiar și pentru cei de vârsta a treia. Avem vinuri demiseci și vinuri seci. Consumatorii în ultimul timp s-au adresat către vinurile demiseci și seci și atunci și noi am mers pe acest trend. Doriți să încercați ceva de la noi? Cu mare drag, cine oferiți dumneavoastră? Ce-ați dori? O tămâioasă... Haideți ceva mai negru dacă aveți desfăcut, pentru că dacă nu cumva le-am ceva mai... Să nu-l desfaceți eventual pentru mine. Vă mulțumim, suntem onorați. Iată că se desface o fetească neagră. Este singurul soi autohton pe care îl avem în Podgorie. Ce înseamnă soi autohton? Că fetească neagră știu că e renumită în România. Deci, s-o cotit vinul reprezentativ. Că este soi pur românesc. Pur românesc. Așa a spune ca și tămâioasa? Ca și tămâioasa. Deci suntem singura cramă din România care avem doar soiul autohton. Deci nu avem nici... Asta face diferența, cum ar veni. Da. Ia să vedem aici cum se desface această... De la... Domenii? Domenii fetească neagră. Domenii? Adică vrea să spună că e de la mama ei, cum ar veni.
vița este replantată nou. Și avem aici o fetească neagră, sec. Oh, ce generos sec, sunteți! Mulțumim frumos! Iată, l-arătăm și spectatorilor noștri cum se prezintă culoarea. Mirosul, vreau să vă spun că ajunge de la distanța asta, care este de aproape un metru, ajunge până la nările mele. Acesta este foarte bun. Deci pentru că este un vin plăcut. Ajunge foarte. Și acum să-l gustăm. E același miros. Îl simt foarte bine. O aromă cu totul și cu totul distinct. Ceva cireșe negre. Vă mulțumim frumos. Îl punem aici alături. Vreau să termin turul cu doamna și după aia mă întorc să termin fetească. Bună ziua! Suntem de la canalul video Radio Haj și iată, aici avem vin arte și aici avem chiar o reprezentantă deosebită, aș spune, artistică. Numele meu este Crina Scorțanu, reprezint această cramă în partea de Moldova și vă pot spune despre noi că suntem o cramă renumită pentru plantație de soiuri românești. Și aici mă refer la Băbească, la Novac, la Negru de Drăgășan, adică soiuri care sunt autentice. Autentice, da? Suntem renumiți pentru partea de vin roșu, mai exact Castel Bolovan, prin Mircea. Așa, vă rugăm să repetați. Da, vinul vreau roșu. Să vă spun că aici avem Prinț Mircea, care este un Merlot Baric și care este emblematic pentru noi ca și cramă. Am înțeles de ce e la butoi acolo. Da, este baricat. Ținut acolo, liniștit, o anumită perioadă, sigur că da. Și care este cel mai cerut soi dintre cele care au preferat Bocoșeneni? Am observat ieri, pentru că și ieri am fost prezenți aici, a fost Medea, este un roze obținut din Băbească. Rozeul peste tot preferat așa la Botoșani, da, dar presupun că nu tocmai prea dulce, pentru că sunt rozeuri. Este sec la noi, este vinificat. Foarte interesant. Da. Este interesant pentru că toată gama aceasta Medea, pentru că am și alb și roșu și roze în gamă, se bazează pe soiuri autentice românești. Aici mă refer la roze, unde avem Băbească cu fetească neagră, vinificat roze. Asta este un lucru foarte interesant. Ce mai avem în această gamă? Avem Nedea roșu și o să vi-l arăt imediat. La fel are trei soiuri românești, Negru de Drăgășan, Novac și fetească neagră. Da? Exact ceea ce vă transmiteam mai înainte. Dar nu am, din păcate, să vă prezint partea de alb. A pocnit o șampanie acolo. Și a fost tăiată cu sabia, am văzut. O trebuie ca să ne întoarcem puțin ca să vedem și această demonstrație foarte, foarte interesantă. Da, colegii mei sunt maestri și chiar e de apreciat faptul că avem și spectacole în cadrul. Am înțeles. Vă mulțumim tare mult și vă dorim mult succes la acest festival care, iată, se bucură de o bună, bună audiență și presupun că va continua. Vă mulțumim frumos. Să rămânați.